avem echipă, avem valoare și în Fanion ne doare. În sfârșit ceva merge în țara asta. Știți că era vorba aia că românul se pricepe la orice, domnule, românul se pricepe la orice. La politică, la agricultură și la fotbal. Cu politica am dat-o în bară, cu agricultura mumu. Și acum la fotbal suntem tari. Bă, era să batem pe nemți. Gol de generic al lui Yanis Hagi. Băiatul legendei a devenit legendă. De unde? Cum să batem noi Germania? Am scos un 2-1, așa frumos, am pierdut. Dar ne-am revanșat și am bătut Armenia. Gol, Mitriță! Bravo, bravo! Suntem la mâna noastră. Suntem la mâna noastră acum să ne calificăm. Nu putem avea pretenții la locul 1, că acolo e Germania. Da, Germania, frate, dar suntem pe locul 2. Dacă batem Islanda, dacă batem Liechtenstein, în noiembrie rămânem fără antrenor. Că Mirel Rădoi, 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 nu Mirel de la metro, nu Rădoi de la metro, Mirel Rădoi, antrenor, a zis gata, 2 ani a fost contractul, m-ați înjurat destul, mă duc și eu în țările alabe să mă fac milionar. Ca un eroi, înțelegi? Și atunci, din noiembrie, chiar că dacă ne calificăm sau nu ne calificăm, n-avem antrenor la națională, no, aia e dilema țării, pe cine punem antrenor la națională de fot? Pe Câțu? Ha! Pe Câțu? Măi, Câțu a câștigat alegerile în PNL. Dita mai e șeful PNL-ului și a rămas și fără portofoliu, a rămas și fără loc de muncă, a rămas fără mâncare. Dar nicio problemă, el nu mănâncă pâine, el mănâncă vocale. Știți cum vreau să spun? Consultări la Cotroceni. Dar până una alta, lăsați consultările, să mulțumim de cafeul primit de la voi pe buymeacoffee.com/nicubendea. Marcel din Spania recidivează cu niște cafele în această sublimă ceașcă. Mulțumesc și ole! Mai vine și Ișvan dânsă celele Brașovului, care dă o cafea cu generozitate. Așicea, mi-am și notat că nu pot să... cum îl cheamă? Nu s-o semnat, dă odată acolo un nume așa, Areșicea. Areșicea a dat și el o cafea. Și Cătălin, mulțumesc frumos, pe Buy Me a Coffee puteți deșerta cafeiuri în acest ol. Deci cum? Iohannis a chemat la consultări partidele, da? Nu la consultații, că la consultații primea bani. La consultări se obosește. O mers dita mai PNL-ul, nema propunere de premier. O zis că dacă nu-i Câțu, nimic nu e. Dar unde Câțu nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici alea mui. Bun! A mers și PSD-ul. Au zis, zice, nici nu avansăm propunerea de PNL, noi ne dorim anticipate. Pe la spate, pe la spate, ne dorim anticipate. Trebuie să iasă un video așa mai alert, că-i supărat Vlad pe mine. Mai ești? Ia-i. Supărat, numai cu profesorul a avut de-a face și... În fine, s-a dus, cine s-a mai dus? AUR, Partidul AUR. Și-a zis că nici noi nu facem propuneri, mergem pe anticipate. S-a dus UDMR-ul, Kelemen Tumor. Kelemen Tumor a mers, a spus, zice, fiți atenți, propunerea noastră este următorul. Pui o premieră de la noi din UDMR. 6 luni până trece iarna. Până trece iarna, treci și Carpații dincolo de Peci. De Peci, pardon, ce propunere. Și s-a dus USR-ul cu Cioloș la butoane și-a zis, zice, noi ne asumăm guvernarea. Tu-i trenul ei de lume. Un ardelean a zis că noi ne asumăm Șoșoacă, ce-am auzit? Na, doamna Diana Șoșoacă a spus direct, eu vreau să fiu președintele țării. Nu contează la masculin sau la feminin, ea vrea să fie șefa țării. La următoarele alegeri va candida. Și Mihai Trestariu i-a scris pe Facebook, doamna Șoșoacă, vă votez de președinte. Iar ea a zis, iar ea i-a scris, zice, mă simt măgulită, haideți în privat să discutăm. Șoșoacă cu Trestariu în privat. Ce o să-i arate asta? Banana? Știți hitul de la Valahia? Suzana, mi-a mâncat banana. În cazul lui Șoșoacă nu-i vorba de banana, e vorba de tot bananierul. Tata, nii! No, și acum, 2 săptămâni de negocieri, Cioloș premier, negocieri, pac, 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 ăla de la aur, Simion, zice, și crezi, chiar crezi că te punem premier? Simion, ăla zice că-mi punge, așa vorbește, Simion, zice, și chiar crezi că o să ieși premier? Și Cioloș zice, mai discutăm, mai vorbim, mai nu știu ce, mulțumesc pentru cafea, așiși de rea, așiși de cea, nu contează, Cătălin, mulțumesc frumos, Ișvan, dânsăcele, ole, Marcel din Spania, buymeacoffee.com/nicubendea. Mi
se pare mie, sau e un divorț între Iohannis și Câțu? Deci Iohannis l-a ținut pe Câțu în brațe, pe mediocru de Câțu la alegeri din PNL, dar acum nu l-a mai propus de premier. Divorț. Uitați de divorțuri politice, uitați de valuri, uitați de vagă, uitați de tot. Divorțul momentului, scandalul momentului este cel ce se petrece în familia Prodan Reghe Kampf. Reghe a băgat divorțul. Dau jos șorțul, bag divorțul. Reghe să se separe de Prodanca. Prodanca, ea care a susținut cu pumnul în masă bătând că noi suntem puternici, noi suntem un clan, noi suntem familia Kennedy, o lulă, că a zis Reghe Kampf, mă retrag. Alexa, ești pe fază? Tată bun, iară vine Prodanca la tine să-ți dea pum la maxilar. Asta e divorț. No, dacă ați urmărit până acum partea mai funny, știu că de la minutul ăsta nu se mai uită nimeni. E momentul să fiu și eu un pic serios, să trecem un pic în revistă pe cei care ne-au părăsit în ultimele zile. Preasfințitul Vasile, episcopul de la Cluj, duhovnicul meu în anii studenției, s-a dus exemplu de smerenie, de blândețe și de bunătate. S-a dus și ceva rămâne în urma sa. S-a dus și Petrică Moise din Banat, care cânta el, strânge omul ca furnica, când moare n-are nimica. Bob Siminic, lăutarul văii Someșului, s-a stins și el. De toți va rămâne ceva în urmă. Dar de ăștia ce o să rămână, mă? Că deja Câțu-i pe fărașul politicii. Peste 10 ani o să ne amintim noi cumva de Câțu, o să scriem manuale de perioada glorioasă și luminoasă a guvernării Câțu. Aici greșim. Că le dăm prea multă încredere politicienilor, celor care ne conduc vremelnic, ori pentru noi, ce important, eternitatea. Și o cafea pe lângă. Despre morți numai bine, uitați-vă, pictorul Adrian Ghenie, din Baia Mare, format la școală, e din 77, un pic mai bătrân decât mine, format la școală de pictură din Cluj și a vândut zilele trecute un tablou intitulat Moartea lui Charles Darwin, că orice se trage din maimuță, până la urmă se duce pe puță. Un tablou intitulat Moartea lui Charles Darwin l-a vândut cu 7 milioane de dolari la un colecționar de altă din Hong Kong. Vedeți? Și moartea face bani. Nu mai stau, mă duc și eu. Mulți m-ați vrea duși acolo. Mă duc. Astăzi este Ziua Internațională a Mișcării. Mă duc și eu la o mișcare. După ce plec, taie, să nu se vadă protuberanța. Hai, we can find. La mișcare, vedeți clipul, share-uiți, like-uiți, subscrieți, mulțumesc și la mișcare, da?